Bun găsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Pașcan încotro. Începând de mâine până duminică, la Pașcan va avea loc cea de-a patra ediție a Târgului Meșterilor Populare. Organizatorul evenimentului este Muzeul Municipal din Pașcan, cu sprijinul primăriei municipiului Pașcan și Asociației Meșterilor Populare din zona Moldovei. Mai exact, în piața Casei de Cultură au fost invitați să-și expună lucrările peste 50 de artiști populari din domeniul olăritului, țesutului sau prelucrarea pielii și pictor. Totodată veți putea găsi standuri cu preparate tradiționale românești. Așadar, aveți un motiv destul de bun, dragi pășcăneni, să vizitați în zilele următoare acest târg. Tot mâine, în comuna Lespezi, are loc bălciul tradițional de Sfântul Ilie, unde de asemenea sunteți așteptați să participați, pentru că primăria de acolo a pregătit concerte de muzică populară, iar comercianții de asemenea vă așteaptă cu o ofertă diversă de produse. În această seară ar fi trebuit Sălanca a invitat pe primarul comunei, dar din motive obiective, domnia sa nu a putut să participe. Așadar, în această seară vom vorbi despre aceste evenimente de la Pașcan cu invitații mei, doamna Daniela Calistru, muzeograful Muzeului Municipal Pașcan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Marcel Ludic, președintele Asociației Meșterilor Populare din Moldova, regiunea Moldovei. Bună seara, bine ați venit! Dumitru Ifrim Olar, meșter. Bună seara, bine ați venit! Cei care au întrebări pentru invitații mei sau comentarii în legătură cu tema emisiunii le pot adresa la numărul de telefon 0766 800 644 și pe adresa de messenger bit.tv@yahoo.com. Deci, ne aflăm în pragul celei de-a patra ediție a Târgului Meșterilor Populare, un eveniment care mie mi-a plăcut. Mi se pare un eveniment interesant, un eveniment care a prins în anii anteriori. Doamna muzeograf, ce ați pregătit pentru ziua de mâine? Discutam înainte de a intra în emisiune că este posibil să fie și un program artistic sau un mini-program artistic. Da, avem și un program artistic la deschidere. Încercăm să arătăm că meșterii se pricep nu numai la anumit meșteșug, ci și la cântat. Deci avem unul din meșteri, doamna Victoria Colțea de la Bistrița Năsăud, care ne va încânta cu cântece din zona dumnea ei. Avem din zona noastră un grup folcloric moștenitorii de la Lunca, condus de doamna profesoară Tăgâță. Mi se pare un grup extraordinar pentru că interpretează folclor autentic, iar acele costume în care sunt îmbrăcate fetele care fac parte din grup sunt costume autentice pe fir de lână. Și la fel, să nu uităm pe domnul profesor Arșinel, care de zeci de ani ne încântă cu orchestra dumnealui, Plaiuri Pășcănene. Bun, la ce oră va fi deschiderea? Deschiderea oficială va fi vineri, deci mâine, la ora 11, în fața Casei de Cultură, pe treptele. La o deschidere oficială, bineînțeles, vor participa oficialitățile locale, domnul primar Dumitru Pantazie, domnul vice, noi, organizatorii, apoi domnișoara Mirela Ancuța din partea primăriei, doamna director Marioara Preotu din partea Casei de Cultură și, după cum v-am zis, la deschidere vom încerca, ca în fiecare an, să înmânăm și diplome de participare pentru meșterii care vin din toate colțurile țării. De unde vin? Asta voiam să vă întreb. Da, cred că mai indicat ar fi să vorbească președintele asociației de unde vin, dar eu atât am pot să vă zic. Vin din toate colțurile țării, am cuprins aproape toată zona Moldovei, este corect? Aproape toată zona Moldovei, din Ardeal și din Muntenia. Din Pașcan? Din zona Pașcan? Ca o noutate a târgului, anul acesta încercăm să promovăm, dacă putem spune așa ceva, un meșter local. Este la ora actuală foarte puține persoane mai țes. Am descoperit în Gura Bâdiliții
o doamnă, voi cu Marița, care încă mai țese. Bine, doamna are și alte preocupări, în sensul că este și ea o luptătoare, își dorește să facă un muzeu local, asta e cu totul altceva, cred că despre asta va putea să vă povestească dumnea ei. Noi am încercat și anul trecut să o aducem în târg, nu s-a putut, anul ăsta am reușit și ca o noutate sau ca o pată de culoare, mai bine zis, a târgului, sâmbătă, pentru că mâine, să nu uităm, este Sfântul Ilie, sâmbătă când se vor face demonstrații ale meșteșugurilor pe care le reprezintă meșteșugarii, doamna își va aduce războiul de țesut propriu și va țese în direct. Foarte în frumos! Domnule Lutic, iată, și în acest an Asociația Meșter Popular este alături de Muzeul Municipal din Pașcani la cea de-a patra ediție a acestui târg. Din ce motive vă implicați în organizarea acestui eveniment? Motivele sunt aceleași pe care le tot spun de ani de zile, cel puțin din 2004, de când a luat ființă oficial această asociație, tocmai ca răspuns unor nevoi. Erau niște nevoi firești, reale, reclamate de meșterii populari, în primul rând, de meșteri mai cu vână din aceștia moldoveni care își dădeau seama că sunt oarecum puși în umbră de confraților din Muntenia și Ardeal, ei simțeau nevoia că nu să fie reprezentați și în același timp puși mai bine în valoare. Fiindcă la manifestări organizate în Muntenia și Ardeal se simțeau în planul al doilea, al treilea, nu erau invitați peste în străinătate și atunci, pe lângă Muzeul Etnografic al Moldovei, că vă aduc o corectură, un organizator important este și Muzeul Etnografic al Moldovei, care dă consistență și greutate acestei manifestări. În același timp, locul, să spunem, pășcănenilor, nu este piața de acolo, adică unde s-au obișnuit de anul trecut. Va fi strada Ștefan cel Mare, locul de desfășurare, din motive foarte simple. Suntem în zilele pârliilor, care perioada e deschisă de Sfânt Ilie, zeul focului, al tunetului, a fulgerului la români și zile toride, luna lui Cuptor, și atunci împreună cu doamna Calistru am convenit și primăria a acceptat să fim, să protejăm meșterii invitați pe strada Ștefan cel Mare, se va închide o va fi închis circulației și ca atare meșterii în corturi special amenajate vor fi pe o jumătate de stradă sub la umbră. Motivele sunt acestea, revenind la întrebarea dumneavoastră. Păstrarea, promovarea și valorificarea corespunzătoare, ca o punte așa peste veacuri, a meșteșugurilor tradiționale românești din zona Moldovei. Și ați întrebat-o pe colega mea, pe Daniela Calistru, de unde vin acești meșteri. Avem invitați. Acum Dumnezeu știe dacă chiar și vor fi, până la urmă, că apar tot felul de necazuri, de nevoi și noi trebuie să fim înțelegători cu meșterii aceștia care sunt oameni și ei. 12 meșteri sunt din județul Iași. Deci ținta noastră, asociația, este împlinită, fiindcă dacă suntem la Roma, ne-am dorit să fie, în primul rând, meșterii invitați din zona aceea, să-i punem în valoare. Din zonele acelea etnografice. Iată, reușim la Pașcani să împlinim acest vis. Dacă am fi la Botoșani, în primul rând sunt meșterii de acolo. După aceea, din județele limitrofe. Și ca atare, din Moldova, vă spun că mi-am făcut o mică statistică, din Moldova lipsesc numai județele Bacău, Vrancea și Vaslui. În rest, vor fi reprezentate toate județele Moldovei. Și iar pe lângă aceste județe, alte 8 județe ale României. Și a spus bine colega mea, din Muntenia și din Ardeal, inclusiv din București. Vom avea un meșter, cum se spunea pe vremuri, de naționalitățile conlocuitoare. Deci vom avea și unguri, vom avea și țigani, vom reprezenta și pe minoritari ruteni din Suceava. Deci e un mix foarte reprezentativ pentru ceea ce înseamnă meșteșugurile tradiționale, dar în actualitate. Fiindcă noi astăzi, să nu ne îmbătăm cu apă rece, practic promovăm și valorificăm ceea ce ne-a mai rămas din ceea ce a fost odată, în această bogată ziestre. Sunt firimituri, dar sunt firimituri frumoase. Și prin asta facem o legătură cu cei dinaintea noastră, cu acel spirit și cu acele repere frumoase ale neamului nostru. Apreciez că nu v-ați dat bătut, mai ales că în anii anteriori ați încercat anumite dezamăgiri, noi ziariștii le-am relatat la momentul respectiv. Și asta înseamnă mult pentru pașcani, pentru pășcăneni. Păi, sunt locurile noastre. Dacă noi nu le promovăm, știți cum e. Dumnezeu îți dă, dar trai să nu-ți bagă. Și Dumnezeu vede inima bună și gândul bun. Și dacă vede că oamenii aceia își duc crucea
cu dăruire și cu entuziasm, atunci și Dumnezeu dă o mână consistentă de ajutor. Și poate de asta și primăria a văzut că noi suntem niște oameni serioși și chiar încercăm să facem treabă în acest vacar care se transformă viețile noastre cu promovarea cu agresivitate a noi valori, a noi concepte. Iată, noi ne ținem, fiindcă ați văzut, aveți și dumneavoastră acolo invitația, program și vedeți ce frumos sub organizatorii principali e trecut motoul asociației pe care o conduc și care e atât de înțelept, că e un proverb, de fapt, așa cum atâta înțelepciune au proverbele acestea și fiindcă telespectatorii nu văd ceea ce noi vedem și dau glas acestui proverb înțelept, ce e nou, rar e adevărat, ce e adevărat, rar e nou. În spatele acestui aparent joc de cuvinte se ascunde o realitate pe care moșii și strămoșii noștri au verificat-o, știți unde, în primul rând, aceea ce era tehnică extraordinară în satele de altădată. Această tehnică era reprezentată, în primul rând, de moară. Și ei aveau expresia asta, băi, dată dracului, ia naide, băi, cum se învârpe acolo când fac aia. Și omul, vă dați seama, de start a pus în seama ăluia cu coarne invențiile, tehnologia. Vă dați seama în ce lume ne învârtim noi astăzi, iar noi vrem să mai aducem ceva din spiritul acela frumos al lui Dumnezeu, din ceea ce cazestre ne-au lăsat moșii și strămoșii noștri. Cam asta este, cred, crucea noastră. Noi suntem luați de val ca organizatori de multe ori și nu mai conștientizăm că, de fapt, ducem o cruce și crucea aceasta face legătura cu cei dinaintea noastră. Da, avem în studio în această seară și un olar, domnul Dumitru Ifrim. Mă bucur că vă am ca invitat. Vă spuneam chiar înainte de a intra în direct, îmi place mult costumația dumneavoastră. Iată, ați venit la Pașcan. Din ce motive ați venit în studioul nostru cu două piese? Am venit cu două piese de ceramică, care la noi ceramica nici aproape nu știu nimeni de când se face. Satul a fost de 80% din locuitori. Se făcea ceramica. Se spune că ceramica la Schitu Stavnic, din Comuna Voinești, din bătrâni auziți, se trage de la călugări care n-aveau case, erau bordaie. Deci e foarte veche. E o tradiție de ceramică utilitară care nu a schimbat sensul nici în ziua de azi. N-a schimbat nimic la ea. Deci nu se mai lucrează acum din cauza că noi transportam ceramica asta cu căruțile. În schimb de cereale, parale, ce aveau oamenii. Se foloseau mult, de exemplu, ăsta este un ulcior lăpus lapte, alții zic ulcioare, păi îi spunem lăptăreți, așa era o denumire a lor. Ăsta poate să bea bere sau un vin sau un must. Este oale pentru sarmale, sunt foarte rezistente, deci eu urc cu picioarele pe ele la târguri, la astea, le aduc fără ambalaje. Și în zona Moldovei, nu sunt design, dar sunt foarte folositoare și foarte gustoase, sunt mâncarea în ele. Cina asta când un om bea într-o zi și a doua zi lua la cu chișleac și o zbătea, așa îi spunea la noi Moldova, și o trăgea pe gură, se recorea orice, nu... Și mai... sănătoase. Ce sănătoase, să mânca cu strachină și strachină de lut, ca așa îi spune, și cu lingură de lemn, și omul era mult mai sănătos ca acum. Și mulți bătrâni spune, bă, uite, n-am mai văzut oale din astea de când, de la timpul Ceaușescu, că nu știu ce. Normal, nu mai sunt. Pentru că toți olarii au plecat. Dar eu caut să continui, să las tradiția prin băiatul meu care e venit și el. L-a învățat să facă și el oare, să poarte tradiția mai departe și să țin meșteșugul. Pe mine m-a încurajat, de exemplu, cum e doamna Daniela, cum e domnul Marecel, cum e domnul Vasile Munteanu, că altfel poate în ziua de azi nici eu nu mai lucram. La mine mă încurcă
transportul, că n-au mașina, asta ar fi un motiv care nu poți participa la toate târgurile. De multe ori m-am mai sponsorizat tot între ei, dacă îmi este bani. Eu trebuia acum să vin cu roata, să fac demonstrații, să vadă lumea cum se lucrează. Va fi o asemenea demonstrație? Din păcate nu. Pe că nu au fost mașină de transport pentru roată. Și în plus, motivul acesta, sunt 3 zile foarte periculoase. Oamenii altădată în aceste 3 zile nu lucrau deloc, de teama focului, a incendiilor. Și ne-am gândit și noi că numai sâmbătă de Ilie Pălie atât vor fi demonstrate. Problema mai era și în felul următor, că nu-i mașină și mașina ca să duc roata înapoi, iar mă încosa un ban care pentru o roată, ori veneam cu ceramică, ori pentru o roată înapoi, tot ața bani trebuia. Sunt niște necesituri care dau de ei, niște obstacole. Dar sunt niște oameni care pun suflet și nu vrea să pierd tradiția și prin asta cum încurajează și meșterii populare. Deci v-am dat exemplu. Eu am fost și în Cehia, în Praga, dar tot cu niște oameni de suflet, în care dacă vreți să dați de zi, îl găsiți în Palatul Culturii, la Muzeul de Istorie. Mai am eu unul acasă. S-a umplut prima pagină a ziarului, numai despre Olărit, cu meșterul Ifrim Dumitru, zici, regele, așa mă cunoaște și acolo. Făceam un vas proaspăt. Regele Olarilor. Olarilor, exact. Da. Făceam un vas proaspăt, dădeam două tineri, îl prindeam și îi dădeam vasul la cadou. Neștiind ele românești, eu neștiind limba lor, îi vorbesc o limbă spre turcească, cam așa ceva, sau rusească. Mă întrebat, îi puneam cadou, se apropie unul, nu știu ce, o luat, mergeau 50-60 metri, se întorcea apoi, mai cumpăra o piesă și o plătea și pe aia. Deci a fost foarte nostim și foarte frumos, că la noi, toți în afară, spuneau că nu se mai lucrează la noi meșteri, nu mai sunt manuale mie. Deci am dat ceva ce să vadă că și la noi se mai lucrează și sunt tradițiile vechi. Felicitări pentru emisiune, spune cineva. Aveți într-adevăr niște invitați minunați și autentici. Ați reușit să aduceți o părticică din lumea lui Creangă alături de noi. Și, Doamne ajută! Frumos! Mulțumim! Domnul Dumitru Ifrim, anul trecut am discutat cu câțiva artiști care erau, care au venit la Pașcani să să arate, să vândă până la urmă o parte din lucrările lor. Fiecare avea câte o poveste. Povești frumoase. Am văzut copii care stăteau cu gura căscată și le ascultau. Care este povestea dumneavoastră? Eu vreau să vă spun că am o grădiniță la Slobozia, se numește Grădinița Licurici. Fac o oră pe săptămână, miercurea, acum sunt vacanță. Dar mai vin și alții să vadă cum lucrez și cum nu știu ce, vin fotografii, vin foarte mulți la mine. Deci e o zonă și de pădure și de asta. Și vreau să vă spun, copiii ăștia merg până aproape să facă vasul, dar când ajung la școală îi pierd. Pentru că de la școală nu m-am cum să-i mai ajut. Deci, ei de mici, îi atrag lutul, îi atrag, întâi îi face floricele, face, mie îmi place. Le port mânuțele alea mici a lor, așa, și parcă mă simt eu cum umblam cu lutul când eram mic. Eu n-am avut o lată. Dar nevoia și asta, și umblând la o lată, mă laxam cu ciocanul ăla de lemn, vrat de lut, puternic, de vreo 200 de kilograme, să mă ajung și eu pe roata lui Olarilor. Și apoi mă duceam acasă și unde ai fost, maică mea, îmi spunea, a, ce da, o mamă de bataie, că n-am făcut treabă. Și asta sunt adevărate și vă spun că sunt foarte adevărate, dacă... Și mai este care să vă spun invers. Olăritul de la noi este foarte rezistent și foarte gustoasă este mâncarea. Deci, eu sunt căutat la orice târg care am practicat până acum, am mers, întreabă, dar unii, mă știu, de regele mai mult, unii regele, Olaru, că nu vreau să iau un vas, că se anunță din unul în altul, că sunt rezistente și asta.
soale din zona Moldovei. Și știu că v-am spus, mergeam cu căruțele pe templul Ceaușescu, făceam schimb. Ei, dormeam pe dealuri, lumea nu mă lăsa să dorm pe dealuri mulți. Mă invitau la ei. Dacă îi lăsam un vas, deci eram și mâncat și băut, mă serveau oameni și dacă vreau să-i dau un vas, mi-l și plătești pe el. Sau îmi dădeam schimb porumb. Sau asta. Și sunt multe amintiri ca ăla. Dar mă lăsam de asta, dacă nu era cum e domnul Marcel, cum e doamna Doina și se implică, cum mai este, că altfel, dacă nu ar fi, s-ar pierde. Că eu acum i-am dat, cum să vă spun, curajul ușor, nu? Lui Daniel, o învăța și el. Eu, dacă nu mai pot, îl duce înainte meșteșugul și tot prin oameni de suflet care îi pun și că dacă n-ar fi și cu suflet, n-ar fi nici noi. Adică nu ne-ar mai atrage. Vedeți? Cred că ăsta este principalul câștig al acestui târg. Vă spuneam, și anul trecut am stat, am ascultat anumite povești, mi-aduc aminte, erau câțiva pictori așezați chiar la intrarea, la intrare în hotelul central. Și foarte, foarte frumos povesteau despre ceea ce, despre lucrările lor, ceea ce era. Da, era doamna pictat. Lucica Ciobanu, care exact. Va participa. Iată, și astăzi. Și în această seară, regele vreau să vă mai spun, că a venit studenți de la Copou cu ceramică de asta artistică, care i-am ajutat la cuptor să o ardă, să o modeleze, le dau lut. Asta iar e ceva foarte nostru. Stau cu mine până la că eu fac arderea vara pe timp de seară. Stau, faci un grătar, servim o bere, până terminăm arderea la și un vin, cuptor. Iată, nu? Și aici mai mult la vin, țuică, mai ales, e ceva foarte ca o lărit, e mizerabil, într-adevăr, dar toată lor, și dacă îți place un lucru, nu te uiți că e... Am înțeles. Ce așteptări au organizatorii de la acest eveniment? În primul rând aș vrea să punctez o mulțumire a noastră a organizatorilor. De ce? Că este prima ediție la care reușim să păstrăm aceeași dată. De ce vreau să punctez lucrul acesta? Pentru că peste tot în țară, Târgu Meșterilor Popular are loc la o anumită dată și pe o anumită locație. De ce se poartă acest lucru? Pentru că meșterul să știe că la data respectivă are loc târgul de la localitatea respectivă. El își poate alege. De exemplu, acum noi Pașcaniu, am înțeles de la domnul Lutic, de la domnul Iulian Măireanu iarăși. A intrat într-un fel de circuit? Am intrat într-un circuit, dar suntem deja la competență cu alte târguri. Deci în perioada asta este cel de la Slănic, ați mai zis unde? La Oradea, un mare târg cu vreo 30 de ediții în spate, la Rădăuți, Ochiul de pe unde, acolo, la Fălticeni, Iujul de Sânt Ilie, și la Ploiești, o mulțime de târguri, dar iată, târgul de la Pașcani a adunat aproape 50 de meșteri, ceea ce înseamnă... Deci mult mai mulți față de anul trecut. Înseamnă că noi, ca organizatori, am căpătat un oarecare prestigiu în fața meșterilor. De ce spun lucrul ăsta? Am stat, deci este al treilea an consecutiv de când mă ocup de organizarea de târguri de meșteri populari, am stat printre ei, am discutat cu ei și îmi spuneau, mă simt foarte bine. Am familii care au a treia, a patra participare la târg, aș putea spune. Ce mi-au zis? Într-un an au avut vânzare. Anul viitor mi-au zis vin din nou. Chiar dacă n-am avut vânzare, m-am simțit bine la voi, la dumneavoastră aici. Am să vin și la anul viitor. Poate la anul voi avea câștig. Deci omul nu vine neapărat pentru câștigul material. Sunteți de acord, domnul Ifrim? Da, foarte de acord. Câștigați tot timpul? Nu. Se întâmplă de multe ori să nu câștigați nimic. Nu. Dar simplu fapt că participați la un târg, sunteți cunoscut. Dacă totuși ne-ați pus întrebarea asta, deci un meșter nu merge numai decât să facă vânzare. Exact. Asta am vrut merge să recreeze, să expună, să vadă că în la noi în România încă să mai practică meșteșugurile vechi. Să fie cunoscut cu alte da, cuvinte, să fie nu? Cunoscut și el e mândru că cineva
Recunoaște se uită local. Și, băi, asta e ceramica din Cutaj Loc. Deci, eu așa, când cineva spune că asta e ceramica de la Schitul Stavne, chiar dacă nu cumpără, îmi pare bine că e recunoscută. Da? Mi-e umblau căruțele sau asta. Atunci mie îmi face un curaj. Și pentru asta. Vreau să vă spun că să mai trec străini. Dacă la Palatul Culturii, când s-a ținut acum Târgu, a venit un grup de olandezi, care olandezi, eu am dat prin Cehia, prin Olanda și prin Grecia. Ceramica mea a ajuns și prin Franța, acum chiar am avut un grup de francezi, au luat niște vase, niște farfurii, căniți, mai multe. Și când vine cineva și vede de la ei, și nu a fost la mine, și vede, asta e ceramica, mai întâlnit-o pe undeva. Atunci iar mă bucur și vreau să iau de asta, că chiar dacă cineva traduce, că ei oricum au tras mantul și asta. De asta vine, de a-ți face, cum să spun, o ieșire în public. Nu-i numai decât vânzare, să știți. Și să-i fie recunoscut în munca, practic, creația pe care... Nu, munca nu e, nu e, nu-i plătită, asta vreau da, să vă spun oricând, dar nu vine numai omul pentru bani. Să știți da. Că dacă ai merge cu gândul numai după bani, deci ar căuta că asta e o muncă grea, e foarte grea, deci... Ar merge la ceva mai ușor, la alte chestii. Știți ce mă surprinde pe mine? Faptul că acest târg a ajuns la a patra ediție și înțeleg că sunt perspective pentru a fi organizate și următoarele ediții. Mă așteptam, sincer, mă așteptam ca această ediție, ediția din acest an, să nu mai aibă loc. De ce? Din, nu știu, din mai multe motive. În special în ceea ce privește administrația locală. Și percepția în rândul pășcănelor. Am discutat anul trecut cu anumiți artiști care nu erau tocmai mulțumiți de modul cum au fost percepuți, sau mai bine spus, de faptul că nu prea au fost pășcăneni interesați de a cumpăra, probabil, până aici, probabil despre asta a fost vorba, că nu au fost suficienți pășcăneni care să cumpere aceste produse, aceste lucrări. Și mă bucură faptul că, iată, ați reușit să organizați și în acest an acest târg. În ce măsură asociația pe care o conduceți are un merit aici? În ce măsură asociația s-a implicat în această organizare? Și vă întreabă cineva, probabil vă cunoaște, ce va determina să vă implicați cu atâta dăruire și pasiune în organizarea acestor târguri? Și dacă conceptul vă aparține sau este preluat de undeva? În general evit să vorbesc despre propria persoană, dar acum voi vorbi despre acest ONG pe care îl conduc cu smerită mândrie de 8 ani, fiindcă în această toamnă vor fi alegeri, eu ar trebui să candidez pentru al treilea mandat, nu-i ca la președinția României, deci pot să candidez și dacă cei aproape 100 de meșteri vor considera că i-am reprezentat cu cinste, poate că o să mai fiu în continuare în fruntea lor din această toamnă. Ce mă determină pe mine e o întrebare răscolitoare și mă duce mintea, gândul prin anii 1989, chiar atunci, în anii aceia tulburi, când se schimbau două regimuri și eram student în anul 2 la Facultatea de Istorie a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași și pregătind febril în anumite examene am dat de celebra trilogie a părintelui Simeon Florea Marian, Nașterea, Nunta și Mormântarea la Români. După aceea de sărbătorile părintelui Simeon Florea Marian. E bine, atunci, ca o revelație, mi-am zis, eu fac Facultate de Istorie, studiez bătălii, evenimente politice, chestiuni care se văd și mai târziu aveam să-mi dau seama, îi se dă mult prea mare importanță, mult prea mare. Fiindcă ai noștri tineri, noi, ce învățăm până la urmă de acolo? Nu învățăm prea mare lucru, fiindcă acele lucruri se desfășoară pe
scena vizibilă a istoriei, dar în spatele istoriei sunt acești oameni minunați care asigură permanențele, reperele fundamentale ale omenirii până la urmă. Ei bine, după aceste cărți, în ani, Dumnezeu mi-a stabilit traseul și l-am urmat și mulțumesc lui Dumnezeu că a picurat în sufletul meu dragostea aceasta față de tradiții, fiindcă la un moment dat când am terminat facultatea de istorie, decanul facultății, savantul Ioan Caproșu, celebru editor documente medievale, mi-a spus: Lutic, ai de ales sau nu prea ai de ales între muzeul de istorie, fiindcă tu ai terminat istorie, și muzeul de etnografie, care avea privit ca o cenușăreasă. Și atunci v-am zis, mă duc la etnografie de un profesor. Dar m-a avertizat, băi, ai mult de lucru acolo, va trebui să mai faci o facultate. Și mulțumesc astăzi lui Dumnezeu că la anul voi avea 20 de ani de când sunt muzeograf, etnograf la Muzeul Etnografic al Moldovei, că mi-am asumat această cruce și, cum vă spuneau, Dumnezeu ajută când vede gândul bun. Eu atunci mi-am zis, iată, aici sunt permanențele noastre, de aici am putea noi învăța ceva util pentru plecarea în veșnicia din care am venit în această lume. Iar când am citit cărțile cu nesața lui Ernest Bernea, Timp, spațiu și cauzalitate la poporul român, și când am văzut acolo ce bătrâni frumoși, ce oameni care sunt legați de cer și de pământ și de mama pământ în același timp, avem, am avut și pe care vrem să-i distrugem în goana noastră spre ce? Spre nicăieri și niciunde. Că noi nu avem ținte foarte clare. În afară de Dumnezeu și de mântuire, noi nu avem alte ținte. Ori prin aceste repere, prin aceste valori pe care ne le-a lăsat moșii strămoșii noștri, ne putem lega mai bine de acea lume. Nu sunt nostalgic, că mulți s-ar putea să mă acuze, în secolul 21 tu mai poți să te raportezi la... Păi mă raportez fiindcă nu avem altceva mai bun de pus în loc. Și pe mine mă sufocă câteodată, ca om care trăiesc aici, să nu pot să-ți pui părerea în legătură cu timpul și cu realitatea timpului tău. Și spuneam cuiva, ați venit spre Pașcani, unui șofer, șoferul care m-a adus și ne-a ajutat de la primărie. Zicea, domnule, mie îmi displace profund să văd că în țara mea Kaufland-uri și Carrefour în vreme de criză au o cifră de afaceri extraordinară și câștigă pe spinarea românilor. Păi eu promovez cu ajutorul acestor târguri valorile neamului meu. E ceva urât? E ceva rău în asta? Întreb telespectatorii și mă întreb și pe mine. Păi noi, dacă ne-am născut în spațiul acesta, avem în primul rând datoria să reprezentăm cu cinste, cu demnitate, valorile neamului nostru. Punct. Și îi reprezint, cum spunea Eminescu, pe acești oameni care ei în sine sunt corpul moral impenetrabil al acestei țări, care nu e numai ceea ce e bășcălia aceasta politică care ni se prezintă zi de zi. Sunt adevăruri tulburătoare, invizibile, discrete, modeste, care se regăsesc, da, se regăsesc de către oameni atenți la ceea ce e de o parte de poșghița aceasta pe care ne-o livrează, din păcate, cu atâta sațietate mass media astăzi. Ei, spre acești oameni, spre această lume, încercăm noi să deturnăm, în ghilimele, atenția celor de astăzi, care vor să privească dincolo de ceea ce ni se prezintă. Că există o Românie profundă. Sunt două Românii acum. Este una profundă, atentă la aceste permanențe și care se leagă de Dumnezeu ca sursă supremă, și este România care e atentă numai la stimule aceștia pe care mass media ne livrează zilnic. Nu numai mass media, și alte instituții interesate. Ei, noi avem datoria, dacă ținem la ființa noastră eternă, a neamului nostru, să fim atenți și la aceste permanențe. În contextul ăsta sper că i-am răspuns. În ce măsură, iată, valoarea acestor meșteri populari este recunoscută, este apreciată acum? În ce măsură noi, cetățenii, în cazul de față, noi pășcănenii, știm să apreciem această valoare? Din păcate, domnule Cojocaru, nu există o educație în acest spirit. Ce facem noi în 3 zile? Ce educație poți să faci în oceanul acesta în care ni se toarnă zi de zi minciună, invidie, concurență? Păi eu spun de multe ori, ce concurență poate să fie între doi iconarhia? Fiindcă concurența era total străină spiritului tradițional. Nu putea să fie în concurență un șoarece cu o capră sau o vacă cu un șarpe. Era o idee trăsnită, ca să zic așa. Deci total absurdă, iar nouă societatea, așa zis modernă, ne inoculează spiritul acesta, dar eu am un fecior de 5 ani și el deja îmi spune mie, tati, eu vreau să fiu cel mai bun. Bă, băiete, nu trebuie să fii cel mai bun, tu trebuie să fii
tu însuți. Tu trebuie să dai ce mai bun în tine și Dumnezeu o să aibă grijă de tine, o să te pună exact unde trebuie, la locul tău în viață. Dar vedeți, de mici copii li se inoculează sentimentul acesta de a fi cel mai bun. Oricum noi suntem cei mai buni, într-un fel, dacă am venit aici în viață. Iar oamenii aceștia, cum se pui în concurență pe Dumitru Ifrim, regele Olarilor, cu părintele Vasile Ioniță de la Dumbrăveni, care va veni cu o troiță sau două mâini aici? Ei nu sunt în concurență, niciodată. Și răspunzându-vă, răspunsul e nu, din păcate, fiindcă România, ca stat, în Gâlceava aceasta permanentă, care e la noi de 20 de ani, nu mai are grijă să promoveze cu înțelepciune, cu seriozitate, aceste moșteniri. Ce strategie are România ca stat? Și aici pot să întreb la Centrul Creației Populare de la Iași sau la Direcția de Cultură sau mai departe la Ministerul Culturii. România are o strategie de promovare sau de păstrare, în primul rând, de promovare a meșteșugurilor sau a tradițiilor? Nu are, domnul Bășucar. Nu are. Deci, din păcate, vin niște ONG-uri, vin niște primării conduse de niște oameni înțelepți și aici vă dau un răspuns. Deci, cinste domnului primar Pantazi, că iată, duce mai departe un proiect, că putea să spună, domnule, asta e proiectul Crăciunescu sau e proiectul nu știu cui. Nu. Este un proiect de suflet al nostru, al românilor, care suntem atenți la această zestre de meșteșuguri și vrem să o ducem mai departe, fiindcă sunt trăsături de unire, sunt liniuții care ne unesc pe noi toți, ca neam, ca nație. Ce bine ar fi să ne dăm seama că totuși nu avem nimic de împărțit și că trebuie să ducem mai departe, că noi, generația noastră, va pleca într-o zi de aici. Mă întreabă cineva, meșterii care, iată, participă la acest târg, sunt plătiți de administrația locală? Eu cunosc răspunsul, dar vă rog să-l dați dumneavoastră. Nu li se asigură anumite condiții, cazare pe care o suportă primăria. Cazarea și, și spațiu. Spațiu unde își expune și etalează produsele pe care le-au lucrat și le comercializează. Deci o fac atât din plăcere. Vin, da. Vin din plăcere la astfel de târgu, ceea ce mi se pare foarte, foarte mult. Vă întreabă cineva, sunteți, vă considerați un om împlinit, un artist împlinit? Și în ce măsură sunteți mulțumit de recunoștința pe care oamenii din jurul dumneavoastră o au? Ca Olar, vă pot spune că da. Îți mulțumit că am dus meșteșugul până atunci și v-am zis pot să-l las, să-l duc un băiat mai tânăr, deci băiatul meu. Și mă străduiesc să-l mai duc și altcineva. Mai departe, nu un singur băiat tânăr. Și aș fi mai mulțumit dacă băiatul meu ar continua să aibă un copil așa, care să ducă și la rândul lui în continuare. Meșteșugul mai departe. Pentru că eu simt, odată n-am să mai pot, și știu că meșteșugul meu se duce mai departe. Și eu l-am luat de la altul. La mine în casă n-am avut o lat, deci v-am zis, meșteșugul l-am curat, meseria, așa se spune, de afară nu se învață. Și de asta mulțumit. Pedicile astea care sunt la mine, n-ar fi mulțumit că nu am nici loc de transport, că ele fiind cu volum mare, deci am vase mari. Aici nu pot să particip de multe ori la târgul din cauza mijlocului de transport. Înainte mergeai cu căruțele, v-am zis, era altă chestiune, mergeai din sat în sat. Era. Acum e foarte bine așa, dar obstacolele astea la mine ar fi mijlocul de transport. A spus oriunde și eu spun și acum. Asta ar fi o nemulțumire în rest, pentru totuși mulțumit. Am înțeles. Bun. Nu mai avem câteva minute până la finalul acestei emisiuni. Nu vreau să închei fără să vă întreb care mai este soarta muzeului din Pașcan și în ce măsură se poate vorbi și de o secție de artă populară în viitorul apropiat. Soarta muzeului municipal Pașcan deocamdată există tot în acea formă de depozit. Muzeul încearcă să-și facă activități. Practica se face cunoscut de fapt și de drept. Drept dovadă este o asemenea activitate de anvergură cum este Târgul Meșterilor Populari. S-au încercat diferite expoziții temporare în diferite locații. Să zicem
apariția în diferite publicații, în sensul că materialele care există în muzeu pot intra într-un circuit muzeistic prin scrierea unor articole legate de, de aceste obiecte. Ca viitor, nu știu. Ce trebuie să se facă? Dați-mi voie. Ce trebuie să facem așa încât și Pașcanul până la urmă să aibă ajutor? Da. Colegii mele, fiindcă sunt martor de 3 ani la această zbatere. Ce mai se întâmplă? Nu? Da, acum eu l-aș provoca pe domnul primar Pantazi. Aș provoca întreg Consiliul Local Pașcani. Adică eu, dacă aș fi primar, aș putea fi până la urmă. Poate nu în Pașcani, poate în satul meu sau la Iași. Dom'le, pentru mine ar fi o provocare extraordinară să știu că am o mină de aur în primăria veche și știu acest lucru, fiindcă, iată, pe toate materialele de promovare există valori de patrimoniu din acest muzeu. Și de ce spun că aș arunca mânușa așa și spre Consiliul Local și spre primărie? Eu, dacă aș fi în locul domnului primar Pantazi, zicea, dom'le, sunt multe probleme de rezolvat în Pașcani, de la mediu până la economie, de la locuri de muncă până la nu știu ce. Dar în același timp aș zice, domnule, n-aș neglija cultura. Știu că este problema asta a muzeului. Domnule, mandatul ăsta al meu, am pus un pariu cu mine însumi să dau o clădire acestui muzeu care să fie și în fapt. Eu să fiu, domnule, uite să spun undeva acolo, domnule, ctitorul, cu adevărat, al muzeului din Pașcani, e inginerul Dumitru Pantazi. Fiindcă provocarea merge mai departe, adică la doi pași, la Hârlău, există un muzeu al vinii și vinului, de care se pomenește și în Occident, la Fălticeni sunt galeria oamenilor de seamă, de care se vorbește de 30 de ani, dar nu mai spun la Târgu Neamț, Casa Veronica Micle și muzee de etnografie, adică localități mai mici decât Pașcani. Și noi avem motive. Și noi există atâta patrimoniu extraordinar. Și noi avem, de altfel, eu am întins o mână de ajutor ca reprezentant al Muzeului Etnografic al Moldovei. Și avem între instituții un acord de colaborare și am luat cumva sub pulpana noastră muzeul, dar dintr-un anumit punct de vedere, științific să spunem, și colaborăm foarte bine și ne-am deschis și pagina anuală Muzeului Etnografic pentru materiale și vom promova și patrimoniul muzeului de la Pașcani la Iași într-o expoziție chiar la începutul lui august. Dar, dincolo de aceasta, cum să spun, totuși umbrela adevărată, administrativ vorbind, este primăria municipiului Pașcani. Și aici este cheia și lacata, cum se spunea pe vremuri. De asta zic, domnul primar, gândiți-vă, dacă în mandatul dumneavoastră, printre multele probleme pe care sunt convins că le aveți, ați rezolvat-o și pe asta, aveți din partea mea toată stima. Și cu asta să știți că atunci când veți avea delegații din străinătate, când vor veni oameni, domnule, unde să mă duc, ce să arăt? Că poți să te duci prin satele din jur, dar într-un muzeu ai toate aceste valori adunate la un loc. Și dintr-o dată, iată ce frumos toate mărturiile aceste, lada de zestre a satului nostru, le ai acolo în 5-6 cămăruțe. Și dintr-o dată, o emblemă, o pecete identitară a neamului nostru. Și fiți convins să aia din străinătate care vă zic, oh, bravo, extraordinar. Palatul Cantacuzino, care, iată, este distrus în fiecare zi, este o rană deschisă pentru Pașcani, ar putea fi viitorul sediu al muzeului din Pașcani? Este o provocare prea mare? Vedeți, noi suntem la Iași, Muzeul Etnografic al Moldovei, alături de alte 3 muzee și de centru regional pe toată Moldova de restaurare, conservare, e într-un palat neogotic. Și specialiștii spun, mai ales pentru Muzeul Etnografic al Moldovei, fiindcă aici, Muzeul Municipal Pașcani are și o serioasă colecție de etnografie, are și de istorie, de arheologie. Monumentul în sine, pentru noi ca Muzeul Etnografic, nu este cel mai potrivit. Dar, bine, dacă nu există alte soluții, poate fi și acesta, dar înțeleg că sunt probleme în dispută referitoare la cine este stăpânul acestei clădiri, acestei perle, până la urmă, a municipiului Pașcani. Moștenitorii vor să vândă și deloc scump, chiar. Dar e o soluție și aceasta. Din câte am înțeles eu, este de bani? 400.000 de euro, din câte am înțeles, cam 400. Atât solicită, este o deci, sumă până la urmă, tot la primărie se află. Cine poate adevărat, să gestioneze? Bun, sper ca mesajul dumneavoastră să fie auzit de primar, de consilierii locali, Comisia de Cultură în special. Sper de asemenea ca în acest mandat, până la urmă, muzeul municipal să aibă un sediu așa încât să nu fie numai pe hârtie, nu? Să nu fie numai pe hârtie, iar acele piese să poată fi văzute
Exact. de către pășcăneni. Am văzut turiști care au venit cu autocarul, au parcat aici în centrul orașului și căutau muzeu. Am întrebat, unde este muzeul? Este rușinos în orașul Sadoveanu să nu avem muzeu. Culmea este, știți, că m-am întâlnit cu un grup într-o zi și chiar m-au întrebat și mi-a fost rușine să zic că lucrez la muzeu, dar nu vă pot ajuta. La un muzeu virtual. Da. E cam exact. Virtual, da. Da, deci putem spune că este virtual pentru că imaginea ale obiectelor care se găsesc depozitate la ora actuală le avem. Iar eu, ca muzeograf, am încercat în anul acesta să fac diferite prezentări PowerPoint în diferite locații. Da, în diferite locații, ca să pot să prezint o părticică așa din Muzeul Municipal Pașcani și, bineînțeles, hai să extrapolăm. Am încercat cu tradiții, cu nu știu ce, deci să le combinăm cât de cât. Bun, domnul Coșmar, înainte de a încheia, vreau să arătăm spre camera aici, am pus noi pe și pășcănenii pot să vadă și pe cele două benere care vor fi în zona târgului. Apropo de schimbul acesta pe care Dumitru Ifrim l-a evocat, fiindcă el a predat meșteșugul fiului, iată ce frumos un copil pe care îl invităm, părinții, dacă se regăsesc în această imagine, anunțăm, e un copilaș care anul trecut s-a suit în oboroaca lui Lilian Toderașcu, la Heci, de aici, un meșter tot din zonă. Iată ce bine se simțea, meșterul râdea și noi vrem să-l transformăm, fără să supărăm, într-un fel de mascotă benefică a târgului nostru. Că invităm pe părinți să caute organizatorii mâine și să discutăm, fiindcă acest târg crește împreună cu acest copilaș frumos. Frumos, vă mulțumesc pentru participare. Și vă invit, dragi pășcăneni, să vizitați acest târg, pentru că veți avea de văzut obiecte frumoase și, iată, veți întâlni cu regele mularilor. Da. O seară frumoasă în continuare. Mulțumim. Mulțumim și noi.